a few highlights on the 12 theses. Câteva accente, câteva detalii privitoare la cele 12 teze. I still remember how they originated. N-am să uit niciodată cum au luat naștere. I was sitting in a train in Russia. Eram într-un tren în Rusia. These endless trenurile alea care merg și parcă nu mai ajung niciodată la destinație. 22-23 de ore să mergi cu trenul dintr-un loc în altul. To speak to the churches about Israel. Ca să vorbești bisericii despre Israel. At the invitation of another Israel organization. La invitația unei alte organizații evreiești. To bring biblical understanding to the churches. Pentru a aduce bisericilor o înțelegere biblică asupra locului și rolului Israelului. And my Russian brother in Christ said, "What are you writing?" Și fratele meu, rusul cu care eram, mă întreabă, zice, "Ce scrii?" So I explained. I-am explicat. I said, "We need something." Să avem nevoie de ceva. Expresses our faith and belief from the Bible about Israel and the Jewish people. Care să exprime convingerile noastre biblice despre poporul Israel, despre poporul evreu. Well, I studied theology at two state universities. Am studiat teologia la două universități de stat. But in Christian theology there's not so much room for Israel. Dar în teologia creștină nu este suficient loc pentru Israel. Now in Holland I had a very good friend, also an ordained minister in the National Church of the Netherlands, just as I am. În Olanda am un prieten foarte bun, la fel ca mine, absolvent de teologie și ordinat ca slujitor în biserica de stat. And I said, "Hete, can you help me?" Și l-am întrebat, "Hete, mă ajut să scriu?" "You have such a brilliant theological brain." Ai un creier teologic strălucit. "Can you write, let's say, 12 articles?" Poți scrie 12 articole? "Because there are 12 tribes of Israel." Pentru că sunt 12 triburi, 12 seminții în Israel. "And there are 12 apostles." 12 apostoli. "Who also were Jewish." Care și ei tot evrei erau. "And there are 12 fundaments and 12 gates in the heavenly Jerusalem." Și există 12 temelii și 12 porți ale Ierusalimului ceresc. "And there are 12 months in the year." Există 12 luni în an. "So I think 12 is something that could you do?" 12 mi se pare potrivit. Poți scrie 12 articole, 12 teze. He says, "I'll try." Și a zis, am să încerc. And for months I didn't hear a thing. Luni de zile n-am auzit un cuvânt de la el. And then it came out. Și apoi he discovered that he was fatally ill. Am aflat că a descoperit că era bolnav pe moarte. He was developing a tumor of cancer. Avea cancer avansat. And whatever they tried, it went further and further. Indiferent cum au încercat să-l trateze, boala avansa tot mereu. And then suddenly the draft came. Și dintr-o dată am primit forma inițială. Of the 12 thesis. A celor 12 teze. And it was practically the last thing that he did. A fost ultima lucrare scrisă de el. A few weeks later he died. La câteva săptămâni a murit. Leaving this as a kind of testimony behind. Lăsând asta ca un fel de testament în urma lui. Because for all his life he has spoken lovingly, openly in the church about Israel. Pentru că toată viața a vorbit deschis și cu dragoste în biserică despre Israel. And he was well known all over the Netherlands for that. Era cunoscut, bine cunoscut pentru asta în Olanda. So we polished it a little bit here and there. Le-am lustruit pe aici pe acolo, le-am ajustat puțin. With some other theological friends. Cu ajutorul altor prieteni teologi. But that's how they came to be. Așa au apărut cele 12 teze ale noastre. And I'll just stipulate a few things here and there. Și vreau să precizez câte ceva pe aici pe acolo. If you take a copy, dacă ați luat un exemplar, you have more elaborations added to the 12 articles with Bible references and so forth. Acolo veți avea și referințele biblice și multe alte detalii decât veți primi acum. Because we're not trying to come up with a new theory. Nu vrem să
inventăm o nouă teorie or a new theology. Sau o nouă teologie. But simply in a condensed form what the Bible has to say. Pur și simplu să punem într-o formă compactă ce spune Biblia. Because only from the word of God we can come to a new understanding. Pentru că doar cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu putem ajunge la o înțelegere nouă. How God looks at Israel. Cum privește Dumnezeu la Israel? Not our opinion about Israel. Nu părerea noastră. His heart. Ci a lui, his mind, mintea, inima lui. And you can only understand God's heart and mind about Israel and the Jewish people. Poți înțelege trăirile și gândurile lui Dumnezeu despre evrei. When you read in the Bible what he has to say about Israel. Când citești ce spune el în Biblie despre ei. And accept it. Și accepți lucrul acesta. So we believe that Israel was created and chosen by God. Credem că Israelul a fost creat și ales de Dumnezeu. Created and chosen. Creat și ales. Not just chosen. Nu doar ales. Because that could raise a question. Pentru că dacă ar fi așa, am avea o întrebare. Why did he choose the Jewish people? De ce i-a ales pe evrei? Did he one day just look at the nations of the world and thought, well, which nation shall I choose to give them my words. S-a uitat Dumnezeu la națiunile pământului și a zis: ce popor să aleg să le dau cuvântul meu? Which nation shall I choose? Ce popor să aleg? Bring the Bible. Pentru a le da Biblia. Into the world. Pentru a aduce prin ei Biblia în lume. Through which nation I will spread it into the world to the other nations. Prin ce națiune să duc cuvântul meu tuturor celorlalte națiuni? Which nation shall I choose to bring the savior of the world into the world. Prin ce națiune să aleg să-l aduc pe salvatorul lumii în lume? Through which nation shall I do that? Prin ce națiune să fac asta? Why didn't he choose the Romanian people? De ce nu i-a ales pe români? Or the Dutch people? Sau pe olandezi? We're small people. Suntem mici, nu suntem națiune, o națiune mare. But if he had chosen us, we would have done our best. Dar dacă ne-ar fi ales pe noi, noi am fi făcut tot ce ținea de noi ca să împlinim chemarea. Or why not the Chinese? Sau de ce nu i-a ales pe chinezi? Then he would have a mighty people in numbers. Atunci ar fi avut un popor enorm. 1.3 billion. 1,3 miliarde de oameni. Why Israel? De ce Israelul? But it didn't happen like that. Dar lucrurile n-au stat așa. The mystery is much deeper. Taina e mult mai profundă. God created Israel. Dumnezeu a creat poporul Israel. Personally. Personal. It starts with a miracle baby. Totul începe cu un copil minune. A biological miracle. O minune, un miracol biologic. Remember Abram? Vă aminte de Avram? And Sarah? Și Sara? Abram was 100 years old. Avram avea 100 de ani. And Sarah was 90 years Iar old. Sara 90. And God comes to Abram and says, next year Sarah will have a son. Dumnezeu vine la Avram și spune, anul viitor, pe vremea aceasta, Sara va avea un fiu. You can read it in Genesis 17. Geneza 17, citiți despre asta. And then Abram puts his face to the ground. Avram lasă capul în pământ. And laughs. Începe să râdă. He doesn't dare to laugh into the face of God. Nu îndrăznește să-i râdă lui Dumnezeu chiar în față. So with his face to the ground, he laughs. Așa că și-a lăsat fața la pământ și a râs. And he says to himself, și își spune, this is impossible. Așa ceva e cu neputință. I'm 100 years old. Eu am 100. And my wife is 90. Și nevastă mea 90 de ani. We're long behind the age of childbearing. Vremea aia a copiilor, a făcutului de copii a trecut de mult. So he laughed. A râs el. And Sarah laughed. A râs și Sara. And next year, și anul viitor, Isaac was born. Se naște Isaac. As a miracle of God. Ca un miracol al lui Dumnezeu. He created from these two elderly people this male child. Din acești doi bătrâni, Dumnezeu dă naștere, aduce pe lume un copil de parte bărbătească. I will make my everlasting covenant. Not just with you, Abram, also with Isaac and then Jacob
And then the 12 tribes of Israel. Spune, legământul meu veșnic îl voi încheia, Avram, nu doar cu tine, nu doar cu Isaac, nu doar cu Iacov, nu doar cu cele 12 triburi. And next year Isaac was born. Un an mai târziu Isaac se naște. You know what his name means? Știți ce înseamnă numele lui? Laughter. Laughter. Râs. Isn't that beautiful? Nu e frumos, nu e așa? I think God has a sense of humor. Dumnezeu are simțul umorului. That's the origin of Israel. Aceasta e originea Israelului. He created specially this nation. El a creat această națiune precis. It started with a miracle baby. Începe cu un copil născut printr-un miracol. And he has educated them. Apoi îi educă. They grown into a people. Cresc, se transformă într-o națiune. His words. Le dă cuvântul lui. He set them free from the slavery of Egypt. Îi eliberează din sclavia Egiptului. The Bible came to them because God spoke. Cuvântul, to them. Biblia vine la ei pentru că Dumnezeu le-a vorbit. And 2000 years later, another miracle baby. 2000 de ani mai târziu, încă un copil născut printr-un miracol. In Israel. Tot în Israel. A young virgin. Dintr-o tânără fecioară, virgină. And the angel comes to her. Vine îngerul la ea. And says, next year you will have a baby, a son. Spune, anul viitor, pe vremea asta, vei avea un fiu. She says that's impossible. Și ea spune, așa ceva nu se poate. I'm a virgin. Sunt virgină. I have no sexual intercourse with a man. N-am întreținut relații sexuale cu niciun bărbat. How can I be pregnant? Cum să rămân însărcinată? And the angel says God will be his father. Și îngerul spune, tatăl acestui copil va fi Dumnezeu and însuși. You will be his mother. Iar tu vei fi mama lui. The everlasting, only begotten son. Will become flesh through you. Unicul fiu veșnic al lui Dumnezeu se va întrupa prin tine. To be the holy lamb of God to be slain for the sins of the world. Să devină mielul sfânt al lui Dumnezeu care va fi sacrificat pentru păcatele lumii. And next year Jesus was born. Și peste un an se naște Isus. Again a biological miracle. Din nou un miracol biologic. In a different way than with Abraham and Sarah. Diferit de cel din situația lui Avram și a Sarei. But directly a creative act of God. Dar o intervenție creatoare directă a lui Dumnezeu. He created Israel. El a creat poporul Israel. And in Israel he created Jesus. În Israel l-a creat pe Isus. To bless the world. Pentru a binecuvânta lumea întreagă. That's why he created Israel. De aceea a creat Israelul. To bless the world. Să binecuvânteze lumea. To bring the savior into the world. Să aducă mântuitorul în lume. Now we believe that the nations but also the church should bless Israel. Credem că toate națiunile pământului și biserica trebuie să binecuvânteze Israelul. You all know the verse in the Bible in Genesis 12. Cu toți știți versetul din Biblie din Geneza, da? I will bless those who bless you. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. And I will curse those who curse you. Și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Today there are many people and even nations who curse Israel. Astăzi sunt oameni și chiar națiuni care blesteamă Israelul. God says, I will curse those who curse you. Dumnezeu spune, voi blestema și eu pe ei. So we should bless Israel. Așa că trebuie să binecuvântăm poporul Israel. If you personally want to be blessed, dacă vrei să fii binecuvântat personal, bless the Jewish people. Binecuvântează poporul Israel. In a very practical way. În moduri practice. Help them. Ajută-i. Pray for them. Roagă-te pentru ei. Stand up when you see that hatred of the Jews is promoted again. Ține-le partea atunci când observi promovată ura împotriva lor. Let the Jews feel that they have one friend left in the world. Să știe poporul Israel că mai are un prieten în lume. That they're not totally alone. Că nu-s chiar singuri. That not the whole world hates them. Că nu toată lumea îi urăște. That there are Christians who love them. Că sunt creștini care iubesc. And bless them. Și binecuvântează. And stand with them. Și stau de partea lor, rămân alături de ei. So if your church wants to be blessed. Dacă vreți ca biserica dumneavoastră să fie binecuvântată, let your church bless Israel. Biserica să binecuvânteze Israelul. If your nation wants to be blessed, dacă națiunea vrea să fie binecuvântată, let your nation bless Israel. Națiunea să binecuvânteze poporul Israel. I know I'm from Holland.
Eu știu, sunt din Olanda. We for centuries were probably the only country in Europe that always was open and friendly for the Jews. Probabil că am fost timp de secole singura țară europeană deschisă și prietenoasă față de evrei. When they were kicked out of other nations. Când alții au dat afară din țările lor. They were welcome in Holland. Noi i-am primit în Olanda. They built the synagogues. Și-au construit sinagogi. Did their business. Au făcut afaceri. Did very well in Holland. S-au descurcat foarte bine, le-a mers bine. But the Dutch did very well alongside with them. Dar alături de ei și olandezilor le-a mers foarte bine. Just let them do their thing. Lăsați-i să-și facă treaba and lor. Bless them. Binecuvântați-i. And God will bless you for it. Și Dumnezeu va binecuvânta and și pe voi. Leave the rest to me. Și restul zice fac eu. So, deci, we should bless them. Să-i binecuvântăm. We talked about it. The church has not replaced Israel. Am vorbit deja despre faptul acesta, și anume că biserica nu a luat locul poporului Israel. And so the church should repent for all these kind of theologies that have created animosity and contempt and hatred towards the church. De aceea biserica trebuie să arate căință față de toate ideile și față de tot disprețul pe care l-a promovat, l-a acceptat împotriva poporului Israel. Jesus is coming. Isus vine iarăși. How can the church meet him with Jewish blood upon her hands? Cum poate biserica să-l întâmpine cu sânge de evrei pe mâini? The blood of centuries. Sânge care s-a adunat secole la rând. We are a corporate entity. Biserica este o entitate universală, mondială. And maybe we personally did nothing wrong. Poate că noi personal n-am făcut nimic rău. Or we belong to a church that is positive about Israel. Sau aparținem unei biserici care are o atitudine pozitivă față de poporul Israel. But we should be like Daniel. Dar ar trebui să fim ca Daniel. When he understood that his people were going to return from the Babylonian captivity back to the promised land. Daniel, citind scriptura, a văzut că poporul lui urma să se întoarcă din captivitatea babiloniană înapoi în țară. After the 70 years of exile. După trecerea celor 70 de ani de exil. Between 600 and 500 before Christ. Între 600 și 500 înainte de Hristos, în perioada aceea. What was his reaction? Ce a făcut Daniel? Cum a reacționat? Did he say, "Oh, let's see how God is going to do this"? A zis, ia, hai să vedem cum o să facă Dumnezeu asta. I read with the prophet Jeremiah that after 70 years we were going back home. Citesc în Ieremia că scrie că după 70 de ani ne întoarcem acasă. The 70 years are almost over. Aproape au trecut. Now let's see how God is going to do this. Să stăm să ne uităm să vedem cum o să facă Dumnezeu how asta. How prophecy is being fulfilled. Cum se împlinește profeția? No. No. He went to his knees. S-a pus pe genunchi. And he said, "God, forgive my sins." A zis, Doamne, iartă păcatele mele. And he done nothing wrong. Deși el nu făcuse nimic rău. He was probably the most pious man on earth. Era probabil cel mai evlavios om de pe pământ. He refused food that he was not supposed to eat. A refuzat să mănânce mâncare care nu era îngăduit, pe care nu era îngăduit să o consume. It could have been his death. Lucru care ar fi putut să-i aducă moartea. But he prayed three times a day. Ar se ruga de trei ori pe zi. But this very pious man goes to his knees and said, "God, forgive me." Acest om evlavios îngenunchează și spune, Doamne, iartă-mă. And then he said, "God, forgive my people." Și apoi, iartă poporul meu. He identified with the sins of his people. S-a identificat cu păcatele națiunii lui, poporului lui. And then he says, "God, forgive my forefathers." Apoi spune, Tată, iartă pe strămoșii mei. The generations that are gone already. Generațiile care nu mai sunt pe pământ. He identified with the sins of the corporate body of Israel. S-a identificat cu păcatele comune, colective ale întregului Israel. So I think this is an example. Cred că acesta este un exemplu. For us as a church. Și pentru noi ca biserică. To stand in this attitude. Să adoptăm această atitudine. Of repentance. De pocăință. Asking forgiveness. Cerând iertare. And bring forth fruits worthy of repentance. Și să aducem roade vrednice de această pocăință. Being acts of love and solidarity with the Jewish people. Să demonstrăm solidaritatea și dragostea cu poporul evreu prin fapte.
We believe that all the covenants since Abraham have been made with Israel. Credem că toate legămintele făcute de la Avram încoace au fost făcute cu Israelul. Yes, sometimes in theology they say what God told Adam and Eve to do was a kind of covenant. În teologie unii spun ce spune Dumnezeu lui Adam și Eva să facă e un soi de legământ. I'm not quite sure whether that's a proper covenant in the biblical sense of the word. Nu știu dacă din perspectivă biblică terminologică putem spune că el a de fapt un legământ. But later there was a covenant with Noah. Mai târziu avem clar un legământ încheiat cu Noe. After the flood. După potop, which was a covenant between God and the nations, the Gentile nations, încheiat între Dumnezeu și toate națiunile pământului, with the rainbow, etc., cu curcubeul și cu toate celelalte elemente, and a set of rules that the nations should follow, și cu reguli pe care națiunile pământului trebuiau să le îndeplinească, să le urmeze. Of course, in that moment there was no Israel yet. Evident că în vremea aceea Israelul încă nu exista. That came later. Ei au venit mai târziu. Started with Abraham. Au început cu Avram. But since Abraham, dar de la Avram, all the covenants of the Bible were made with Israel. Toate legămintele Scripturii au fost încheiate cu Israelul. The covenant with Abraham. Legământul avramic. The covenant about the promised land of Israel. Legământul privitor la țara promisă pentru Israel. The covenant about the everlasting priesthood of Levi. Legământul privitor la preoția eternă a leviților. The covenant about the everlasting kingship of the house of David. Legământul privitor la regalitatea eternă a casei lui David. The covenant about the city of Jerusalem. Legământul privitor la Ierusalim. Not the heavenly Jerusalem. Nu Ierusalimul ceresc. The earthly Jerusalem. Ci cel pământesc. God says that's the place where my holy name will dwell. Dumnezeu spune, acolo va locui numele meu cel sfânt. Forever. Pentru totdeauna. Covenant with the city of Jerusalem. Legământul încheiat de Domnul cu Ierusalimul. The new covenant. Noul legământ. Jeremiah 31 verse 31. Ieremia 31 cu 31. The days are coming, says God, that I will make a new covenant. Vin zilele, zice Domnul, când voi face un legământ nou. With whom? With the church. Cu cine? Cu biserica, with the house of Israel, cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda, with the ten and the two tribes, cu cele 10 triburi și cu celelalte două triburi. Praise God, He opened that covenant for us to enter into as well. Slavă Domnului că acest legământ s-a deschis să ne primească și pe noi în el. So in that sense we have become children of Abraham. Și astfel și noi am devenit fii ai lui Avram. Standing in the same faith that Abraham stood. Având aceeași credință pe care a avut-o el. Entering into this new covenant relationship with God. Intrând în această relație prin noul legământ cu Dumnezeu, of which the broken body and the spilled blood of our Lord are the signs, ale cărui semne sunt trupul frânt și sângele vărsat ale Mântuitorului Hristos. But it was made with Israel. Dar el a fost încheiat cu Israelul. And one day all Israel shall be engrafted into their own new covenant. Și într-o zi tot Israelul va fi inclus în acest nou legământ. And the covenant of peace. Și apoi legământul păcii. When peace will flow forth over the whole world from Jerusalem. Când pacea va umple lumea pornind din Ierusalim. When the kingdom of peace and righteousness has come. Când împărăția păcii și a neprihănirii va fi venit. And of that kingdom Jesus Christ is the king. Al cărei rege este Isus. Some of my colleagues say, well, unii din colegii mei spun, such an earthly kingdom from Jerusalem on planet Earth. O asemenea împărăție pe pământ la Ierusalim. I cannot find it in the New Testament. Nu văd scris despre ea în Noul Testament. That is Old Testament thinking. Asta e gândire vechi testamentară. That is Judaizing. Este iudaizatoare. The New Testament starts with it. De fapt, Noul Testament cu asta începe. Remember the angel Gabriel? Vă-ți aminte Gabriel, îngerul Gabriel? He came to Mary. A venit la Maria. He had two promises. Și are pentru ea două promisiuni. Promise number one was this. Prima este următoarea.
Next year you will have a baby. Anul viitor vei da naștere unui fiu. God will be his father. Și Dumnezeu va fi tatăl lui. It will be the holy lamb of God to be slain for the sins of the world. El va fi mielul lui Dumnezeu sacrificat pentru păcatele lumii. That has literally been fulfilled. Lucru împlinit literal. But in Luke 1, dar în Luca 1, there's a second promise. Mai este o a doua promisiune. And you don't hear much about that. Despre care nu prea auzim vorbindu-se. Because the angel promises this to Mary. Pentru că Luca, îngerul îi promite Mariei și următorul lucru. Luke 1, verse 31. Versetul 31. You will be with child and give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. He will be great and will be called the Son of the Most High. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. That's promise number one. Aceasta e prima promisiune. Literally fulfilled. Împlinită literal. Jesus was born. Iisus a născut. And has taken the sins to the cross. Și a dus, a purtat pe cruce păcatele noastre. But the second promise is this. A doua promisiune însă e următoarea. The Lord God will give him the throne of his father David. Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie, tronul tatălui său David. Where stood the throne of father David? Unde se afla tronul lui David? In heaven? În ceruri? No. Nu. In Jerusalem. În Ierusalim. There King David ruled over the whole house of Israel. De acolo a condus David toată casa lui Israel. Even his son King Solomon. Chiar și Solomon, fiul lui. From Jerusalem ruled over the whole 12 tribes of Israel. A condus de la Ierusalim peste cele 12 seminții ale Israelului. Then there came a split. Apoi a apărut ruptura. After Solomon. După Solomon. The 10 tribes were collectively called Israel. Cele 10 triburi au rămas cu numele Israel. The 2 tribes were collectively called Judah. Celelalte două împreună au primit numele Iuda. So the angel formulates it very precisely. Deci îngerul formulează această promisiune cu mare precizie. He says, the Lord God will give him the throne of his father David and he will reign over the house of Jacob. 33 va împărăți peste casa lui Iacov. If he would have said he will rule over the house of Israel, dacă ar fi spus va domni doar peste casa lui Israel, there would have come a kind of misunderstanding. Ar fi putut da naștere unei neînțelegeri. Only over Israel? Doar peste Israel? Only over the 10 tribes? Doar peste cele 10 triburi? What happened to the 2 tribes? Dar celelalte două ce e cu ele? What happened to Judah? Ce se va întâmpla cu Iuda? So he says he will rule and reign over the house of Jacob. Așa că spune va domni, va conduce casa lui Iacov. The father of the 12 tribes. Părintele tuturor celor 12 triburi. The whole house of Israel. Întreaga casa lui Israel. And when you read the second part of Ezekiel 37, și când citești a doua parte din Ezechiel 37, the prophet has to take 2 sticks of wood. Profetul ia două bucăți de lemn. One representing the 10 tribes. Una reprezentând cele 10 triburi. One representing the 2 tribes. Una reprezentând celelalte două triburi. Then he must join these 2 together. Și apoi le unește. And make them one. Și le face una. It's wonderful. It is as if the angel Gabriel, e ca și cum Gabriel has read, a citit Ezekiel 37. Ezechiel 37. So there we read in verse 20. În Ezechiel 37 cu 20 citim în felul următor. Hold before their eyes the sticks you have written on and say to them, this is what the sovereign Lord says, I will take the Israelites out of the nations where they have gone, I will gather them from all around and bring them back into their own land. Toiergele de lemn pe care vei scrie, să le ții astfel în mâna ta, sub ochii lor, și să le spui așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și îi voi aduce înapoi în țara lor.
Verse 22, I will make them one nation in the land on the mountains of Israel. Versetul 22, voi face din ei un singur neam în țară pe munții lui Israel. And the next step, pasul următor, there will be one king over all of them. Toți vor avea un singur împărat. And they will never again be two nations or be divided into two kingdoms. Și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății. They will no longer defile themselves with their idols and their vile images or with any of their offenses, for I will save them from all sinful backsliding and I will cleanse them. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu uruciunile lor și cu toate fără de legile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit și îi voi curăți. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. How can you be cleansed? Cum poți fi curățit from all your sins, de toate păcatele? By the blood of the Lamb. Prin sângele mielului. So then the new covenant is coming into action. Apoi, and will include all Israel. Intră în funcțiune noul legământ care include, vizează tot Israelul. By the blood of the Lamb. They will be my people and I will be their God. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Verse 24. 24. Who will be the king? Cine va fi împăratul? Because there's an everlasting covenant with the house of David, everlasting kingship of the house of David. Pentru că există un legământ veșnic cu David și cu regalitatea eternă promisă casei lui David. So who will be the king? Cine va fi atunci împăratul? Verse 24. 24. My servant David will be king over them and they will all have one shepherd. Robul meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. When Ezekiel wrote this, King David was already dead for I think 300 years. Când scrie Ezechiel lucrul ăsta, David e mort de cel puțin 300 de ani. But this is pointing to the great son of David. E clar că aceste cuvinte arată către marele fiu, urmaș al lui David. The angel says this child will sit on the throne of his father David. Îngerul spune acest fiu al lui David va sta pe tronul strămoșului lui. The great son of David will be king. Marele fiu al lui David va fi regele. Over the whole house of Israel. Peste toată casa lui Israel. They will follow my laws, be careful to keep my decrees. Vor urma poruncile mele și vor păzi legile mele și le vor împlini. The new covenant promised, I will write it on their hearts. În noul legământ, promisiunea este că legile lui Dumnezeu vor fi scrise pe inima lor. And then from inside out, not by the power of the flesh trying to obey the law, no, the law le vor ține din inimă, nu prin eforturile cărnii de a încerca să împlinească legea. By the Holy Spirit they will walk as God wants them to. Vor umbla prin Duhul Sfânt ca popor al lui Dumnezeu răscumpărat. Everlasting covenant with the promised land of Israel. Un legământ veșnic cu țara lui Israel. They will live in the land I gave to my servant Jacob. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov. The land where your fathers lived. Și pe care au locuit-o și părinții voștri. They and their children and their children's children will live there. For how long? Da, vor locui în ea ei, copiilor și copiii copiilor lor, pentru cât timp? Forever. Pe vecie, pentru totdeauna. Generation after generation after generation. Generație după generație după generație. And David, my servant, will be their prince for how long? David va fi voievodul sau prințul lor, cât timp? Forever. În veci. Because he rose from the dead. Pentru că a înviat din morți. And he lives forever. Și trăiește pentru totdeauna. So he can reign forever. Așa că poate domni pentru totdeauna. I will make a covenant of peace with them. Voi încheia cu ei un legământ de pace. And like all the other covenants, it will be an everlasting covenant. Care, ca toate celelalte legăminte, va fi un legământ veșnic cu ei. I will establish them and increase their numbers. Îi voi sădi și îi voi mulți. The world over the centuries tries to kill them all. Lumea de-a lungul vremii, de-a lungul istoriei a încercat să-i
nimicească. Today there are, I think, in the whole world left only 14 million Jews. Cred că astăzi în lume nu sunt mai mult de 14 milioane de evrei. But they will increase in numbers. Dar vor crește numeric, se vor înmulți. And then because of the everlasting covenant with Jerusalem. Și datorită legământului etern cu Ierusalimul. The place where his holy name will dwell. Locul unde numele lui cel sfânt va locui. I will put my sanctuary among them. My temple. Voi pune locașul meu, templul meu în mijlocul lor. For how long? Pentru cât timp? Forever. Pentru totdeauna. This is, by the way, bad news for these two mosques. Vești neplăcute pentru cele două moschei. Because God will claim the place again. Dumnezeu va lua iarăși locul acela în stăpânirea lui. If you want to talk about occupied territories, dacă vreți să vorbiți despre teritorii ocupate, this Temple Mount, Mount Zion, muntele Sion, muntele Templului, este teritoriu ocupat. Occupied by the Arabs. Ocupat de arabi. Occupied by Islam. Ocupat de Islam. But God says this is the holy place where my holy name will dwell. Dumnezeu spune asta e locul sfânt unde numele meu cel sfânt va locui. Where my sanctuary will be. Unde locașul meu cel sfânt se va afla. And whether they like it or not. Vă place sau nu. It's going to happen. Se va întâmpla așa. My dwelling place will be with them. Locuința mea va fi între ei. I will be their God and they will be my people. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. And then the blessing for the nations. Voi binecuvântarea neamurilor. And the nations will know that I, the Lord, make Israel holy. Și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sfințește pe Israel. When my sanctuary is among them. Când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Pentru cât timp? Forever. Pentru totdeauna. This has never happened yet. Această profeție nu s-a împlinit încă integral, this is the niciodată. Second promise of the angel Gabriel. Dar ea este a doua promisiune a lui Gabriel. And as literally as the first promise has been fulfilled, și la fel cum prima promisiune s-a împlinit literal, the second promise will be fulfilled. Și a doua va fi la fel împlinită literal. Now for time's sake, I must come to a close. Pentru că nu mai avem timp, trebuie să închei. All these beautiful covenants that God made with Israel. Toate aceste legăminte minunate pe care Dumnezeu le-a încheiat cu Israelul. In all the centuries, de-a lungul tuturor secolelor, that are behind us, din urma noastră, Israel has never had the full implementation of what was promised to them. Israel n-a văzut împlinindu-se deplin în mod integral toate promisiunile lui Dumnezeu. The promised land, the borders are defined in the Bible. Țara promisă, granițele ei sunt precizate în Scriptură. But Israel has never had the promised land completely according to the borders. Niciodată integral toată țara. Not even under King David and King Solomon, when the land relatively, it has always been small, had relatively the biggest size. Niciodată, nici măcar în timpul lui David sau lui Solomon, când această țară, care oricum e mică, a avut cea mai mare întindere pe care a experimentat-o vreodată. All these covenants. Toate aceste legăminte. That's why I wrote the book Covenants and Kingdom. De aceea am scris cartea despre legăminte și împărății și împărăție. Will finally all be fulfilled in the kingdom to come. Toate aceste legăminte se vor împlini în împărăția lui Dumnezeu. Then the land will have its borders as God promised. Țara atunci va avea granițele pe care le-a făgăduit Dumnezeu. Then the great son of David will fulfill the everlasting covenant about the kingship of the house of David. Marele urmaș al lui David va împlini legământul suprem privitor la regalitatea casei lui David. Then the priesthood of Levi will come to its fulfillment. Acolo se va împlini și profeția lui Levi, preoția lui Levi. Because of the temple. Datorită templului. Today there is no temple. Azi nu există templu. But there are Levites. Dar există leviți. And God knows exactly who they are. Și Dumnezeu știe cine sunt.
modern DNA research discovered. Cercetările moderne privitoare la ADN au scos la iveală that those who belong in Israel to the tribe of Levi, că cei care aparțin tribului lui Levi, have a special gene marker in their DNA. Au un ADN, un marker special, un marker G. That no one on earth has. Pe care nu l-are nimeni altcineva. So he knows exactly who they are. Așa că îi cunoaște exact cine and sunt. And when he needs them again, și când va avea nevoie de ei, he knows how to find them. Îi găsește. Then Jerusalem, the covenant with Jerusalem will come to its fulfillment. Legământul cu Ierusalimul se va împlini. Because the holy presence of God will be there. Pentru că acolo va fi prezența cea sfântă a lui Dumnezeu. Then the new covenant will come to complete fulfillment. Atunci noul legământ se va împlini în mod desăvârșit. Because all Israel shall be saved. Pentru că tot Israelul va fi mântuit. Then the covenant of peace will be established. Atunci se va înființa legământul păcii. Read the beautiful prophecy of Isaiah 2 verse 2 to 4. Citiți frumoasa profeție din Isaia 2 de la 2 la 4. When the nations will go to Jerusalem. Când neamurile se vor duce la Ierusalim. No longer to the United Nations in New York. Nu la Națiunile Unite la New York. Because then Jerusalem will be the center of the world. Centrul lumii va fi Ierusalimul atunci. And the King of Kings and the Lord of Lords. Regele regilor și Domnul domnilor va fi acolo. And there will be no more war. Nu va mai fi război. So the military academies can be closed. Așa că vom putea închide toate școlile militare. Because he will solve the problems. El va rezolva problemele. And he will rule the nations with an iron rod. Și va conduce națiunile cu un toiag de fier. Dash them to pieces like pottery if need be. Dacă va fi nevoie, zdrobindu-le ca pe un vas de lut. Then what must we do with our weapons? Și atunci ce să facem cu armele? With our tanks and our rockets. Cu tancurile, cu rachetele. Melt them down. Le topim. And turn them into agricultural tools. Și le transformăm în pluguri. And the military academies can be closed. Iar școlile militare se pot închide. Because they will not even train for war anymore. Pentru că nu va mai exista pregătire pentru război. Because peace is flowing forth from Jerusalem. Căci de la Ierusalim va curge pacea în lumea întreagă. So if the church could come to a new understanding. Dacă biserica ar putea ajunge la această nouă înțelegere privitoare la Israel. It would be such a blessing for the church. Ar fi o asemenea o atât de mare binecuvântare pentru ea. Suddenly she would realize what God is doing and why. Dintr-o dată ar înțelege ce face Dumnezeu și de ce face asta. And why the powers of darkness hate it. Și de ce puterile întunericului urăsc lucrările lui Dumnezeu. And will try everything to block God in what he's doing. Și ar încerca orice să-l blocheze, să-l oprească pe Dumnezeu și lucrările lui. By inciting hatred. Incitând la ură. By trying to cut the land in pieces. Încercând să dezbine țara, să o împartă pe bucăți. And then if the church would understand all of this. Că biserica ar înțelege toate lucrurile astea. She would rise up. S-ar ridica. Raise her voice in the world. S-ar ridica în lume glasul. And to the nations. Asupra națiunilor. And say, watch your steps. Și spune, aveți grijă ce faceți. With a prophetic voice. Cu un glas profetic. Warning the nations. Avertizând națiunile. Jesus is coming. Iisus revine. And he'll judge the nations. Și va judeca națiunile. So, look out how you are voting in the United Nations. Așa că aveți grijă ce votați la ONU. God will hold you responsible. Dumnezeu vă va trage la răspundere. But if the church doesn't understand, dacă nici biserica nu înțelege, how can we expect the nations to understand? Cum putem să ne așteptăm ca națiunile lumii să înțeleagă? So if the Lord willing, the eyes would be opened, suddenly the church will come to its right position. Atunci când ochii lumii se vor deschide și biserica își va putea ocupa locul pe care îl merită. Spread a worldwide testimony. Răspândind o mărturie mondială. Warning the nations. Avertizând națiunile. And preaching the gospel to the Gentiles. Now there is still time of grace over the Gentile world. Și predicând astăzi când încă ușa harului este deschisă, evanghelia pentru neamuri. But I don't know for how long.
Nu știu cât se mai poate face asta. Because the Jews are coming home. Pentru că evreii se întorc acasă. God is preparing. Dumnezeu pregătește. For the next part of world history. Următoarea secțiune, perioadă a istoriei umanității. Say that again. The kingdom of peace and righteousness. Împărăția păcii și a neprihănirii. Flowing forth from Jerusalem. Care va porni de la Ierusalim. So let's pray. Să ne rugăm. Let's ask God if he would really open the eyes of the church. Să rugăm pe Dumnezeu să deschidă ochii bisericii. Because she would so benefit from all of this. Căci biserica ar beneficia atât de mult, ar fi atât de binecuvântată de aceasta. Ar fi ca un fel de reîmprospătare a credinței. So may God bless this humble attempt. Dumnezeu să binecuvânteze această încercare modestă. To hammer 12 theses. De a afișa 12 teze. On world Christianity. Pe în văzul întregului creștinism. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Bless you. Thank you.